documentarul meu este fix ăla care l-am dat în, la conferința de presă din luna martie. Vă rog să preluați. Eu am aici un fel de problemă, pentru că nu știu cât este important să spun și cât nu este important să spun. Este o problemă juridică. Și atunci comentariul rămâne valabil la cel din luna martie. Am spus că sunt niște etape normale și cred că este lucrul cel mai normal care ar trebui să se întâmple, să ajungem la partea de judecată, ca să vedem cine are și cine nu are dreptate. Atât.